Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Latiș, președinta Academiei de Coaching din România și acum vreau să răspund la o întrebare pe care am primit-o destul de des în ultima perioadă și să-ți povestesc și o experiență pe care am trăit-o astăzi legată de cum să faci să atragi un partener de posibil cuplu, un partener de dragoste, un partener amoros, o parteneră. Cum să faci de fapt? Ok, ca să presupunem că ți-ai clarificat ce și cum, cu cine vrei, ce fel de om să fie și așa mai departe, însă cum să faci să-l atragi fizic, psihic, emoțional, să intri pe vibrație? Despre asta vreau să fie acest video. Pentru că de foarte multe ori noi stăm foarte mult în cap, în sensul de ok, vreau un partener care să aibă valorile alea, vreau să fie așa, vreau să arate așa, vreau să aibă jobul ăla, vreau să aibă banii ăia, dar nu ne gândim sau nu luăm în calcul și partea de energie, de vibrație. Ok, deci în primul rând, răspunsul pe scurt la toată povestea asta este, dacă vrei să atragi oameni în jurul tău și parteneri sexuali sau parteneri de cuplu pentru a forma o familie, este foarte important să ai energia potrivită. Ok, ce înseamnă energie potrivită? Păi, în primul rând, ce impactează un om în momentul în care te vede sau în momentul în care tu îl vezi? Ce impactează? Energia. Energia, concret, la nivel de așa, poate fi, să zic așa, vizibilă, simțibilă, în primul rând, zâmbește. Când întâlnești oameni, zâmbește. Asta nu înseamnă că, că ești pregătită doar că dacă întâlnești pe cineva să zâmbești. Nu, nu e vorba de zâmbetul ăla, ai întâlnit un om, trebuie să zâmbesc, mi-a zis Loredana într-un video, trebuie să zâmbesc. Nu-i despre a zâmbi tu în continuu cu tine sau de cele mai multe ori. Stați că mă sună soțul meu. Ok, hai că închid. Da, eu sunt în mașină. Ok, deci, ideea este să zâmbești cu sufletul, să zâmbești cu inima, cu gura, cu celulele, cu toate cele. Ce vreau să spun cu treaba asta? Vreau să spun că în viața ta de zi cu zi este important să zâmbești, să ai o atitudine deschisă, să ai o atitudine, adică primitoare, disponibilă emoțional, să fii tu ok cu tine, să ai un vibe din ăla bun, să zic cum i-a zis mie astăzi cineva. Apropo de asta, o să fac o paranteză, eram în mașină, păi cum mă vezi că sunt și acum, pentru că e o zi superbă și am zis ia să-mi caut eu un drum interesant așa de făcut și mă duc să-mi cumpăr niște materiale, știi, noua mea pasiune, croitoria. Ok, și ascultam muzică în mașină, era o melodie foarte faină și o dansam în mașină la semafor și observ la un moment dat, așa cu coada ochiului în dreapta mea, un tip care îmi face să dau geamul jos. Și m-am gândit că am o pană ceva, n-am știut și dau geamul jos, dau și muzica mai încet, evident, și spune: Doamna, aveți un vibe extraordinar, ce muzică ascultați și dați-mi și mie telefonul dumneavoastră să vă invit la o cafea. Zic, ok, zic, sunt măritată, mulțumesc, nu mă interesează, zic, sunt măritată, dar uite, asta e muzica și dau muzica mai tare și făcea așa că nu mai auzeam ce mai zicea, că deja era muzica foarte tare și am spus mulțumesc frumos, la revedere, o zi superbă și am închis geamul. Dar ca idee, asta vreau să lua semafor, da? Deci nimic interesant. Dar dacă vrei, pe mine nu mă interesează, clar, nu mă interesează, am soț, eu sunt mod. Mamă, ca lucrurile să fie clare, nu mă interesează mai mulți parteneri și așa mai departe. Dar ca idee, dacă tu ești în căutarea unui partener, păi fii disponibilă, fii cu zâmbetul pe buze, nu te uita la om. Hai cea, ia uite și pe ăla, ia uite și pe aia, oh, un urc din ăsta din peșteră, că vei găsi eventual un alt urc din peșteră și după aia te vei minuna că nu-ți place și vei spune cum n-ai bază, nu mai bărbat sau nu mai femei, ugi pe pământul ăsta. Nu e adevărat. Depinde de tine ce fel de om atragi. Deci, primul lucru, concret, zâmbește. Obișnuiește-te în fiecare zi să zâmbești. Cum i-a zis mie o persoană extraordinară, o puștoaică, într-o conferință cu 1000 de oameni, o poți urmări pe YouTube, în care am făcut o demonstrație cum să stabilești obiectiv și a spus că vrea să fie fericită și asta pentru ea înseamnă să zâmbească de 40 de ori pe zi. Bă, frate, zâmbește de 40 de ori pe zi, zâmbește la cunoscuți, zâmbește la necunoscuți, zâmbește-ți ție în oglindă, adică în așa fel încât să-ți antrenezi un zâmbet natural, nu un rânjet, da, nu... Nu, sau o chestie în aia prefăcută și cu ochiul nu știu cum. Nu despre ăla e vorba. Despre ideea de a zâmbi cu sufletul. Așadar,
Primul lucru este să zâmbești. După care, atenție la gândurile pe care le ai. Gândește-te continuu că sigur vei întâlni un om extraordinar exact pe direcția ta, pe energia ta. De aceea, important e să ai atenție, energia ta să fie una pozitivă, da? Să nu întâlnești o catastrofă, știi? În sensul de energie negativă. Deci energia ta să fie pozitivă. Cum îți antrenezi energia pozitivă? Gândurile tale să fie pozitive, să fie de genul da, se poate, da, există, da, mă bucur aici și acum. Da, ok, ai obiective, ai provocări, ai probleme, ai stres, ai nu știu ce. Ieși, frate, din ele, că o viață ai. Ieși din ele și intră într-o atitudine ok. Într-o atitudine frumoasă, într-o atitudine calmă, pacifistă în primul rând. Observ foarte des războaie în jurul meu. Eu eram o mare războinică, evident. Nu mai sunt și nu mai întreb. Acum sunt o gingășie. Așa încât fii un om gingaș. Fii un om pe care alți oameni îl apreciază și îl doresc în jurul lor. Că nu știu cum să spun, dar eu nu mai vreau în jurul meu oameni morocănoși, oameni care să-mi spună ce nu se poate face, oameni care să cârcotească, să bărfească, să se vaite toată ziua. Nu mai vreau, frate. Deci vibe-ul ăla, cum ești tipul ăsta, vibe-ul, energia aia, nu o vreau! Vreau o energie faină! Așadar, fii atent la partea ta de energie pe care ți-am spus că o gestionezi prin gânduri și așa mai departe. După care, sau în același timp, și clarifică-ți cam ce fel de om ai vrea lângă tine, ce fel de caracter să aibă. Clarifică-ți așa cât de cât, ce fel de viziune asupra vieții ai tu, astfel încât să fie compatibilă cu viziunea celuilalt, pentru a ști, a intra și în filmul acesta, ok, bun, ai făcut primul pas, ai atras pe cineva, te-a atras cineva, a fost chimia aia, oh, ce faceți mai departe cu chimia, că nu s-a terminat aici, zici, gata, asta s-a rezolvat. Oamenii în general se opresc aici pe ideea la scor, să găsim noi soluții pe parcurs. Mai apare și un copil, apar și alte chestii și diferențele sunt foarte mari și într-un final apare despărțirea. De aceea este important să dai atenție și la acest aspect, ce fel de viață îți dorești tu, să-l întrebi și pe celălalt ce fel de viață își dorește el sau ea, astfel încât să fiți compatibili și pe această direcție, nu doar pe partea de energie. Că partea de energie, de iubire, ok, funcționează, însă nu-i suficientă. Nu-i suficientă pentru a trece peste diversele provocări care apar în viață și apar de la Ana la Caiafa. Așa încât sper să-ți fie de folos acest video. În primul și în primul rând e primăvară, dă-ți voie să te reînnoiești cum natura se reînnoiește, reînnoiește și tu gândurile, reînnoiește și tu speranțele, reînnoiește și tu încrederea în tine, iubirea de sine, stima de sine și fă lucrul acesta cu gingășie. Fă acest lucru cu gingășie. Eu am început să fiu blândă. Pentru mine era un cuvânt destul de ciudat și poate complet neantrenat într-o perioadă a vieții, dar de câțiva ani am început să fiu blândă, să fiu gingașă, să fiu feminină de altfel, precum observ, asta mai de curând un pic, observ că mi-am lăsat un ciuf așa mai feminin, revin la Rocky și așa mai departe, să intri pe o energie faină, o energie a masculinității, dacă ești mascul, sau a feminității, dacă ești femelă. Așa încât, practic, să atragi un partener potrivit. Pentru că, până la urmă, dacă stai foarte mult numai în cap, să fie așa, să nu facă aia, să nu facă aia, nu ești decât un fel de despot. Nimeni nu mai vrea despoți în vremurile noastre. Da, pe vremea părinților noștri, despoții erau căutați pentru că era necesară o parte a caracterului așa mai puternică, mai strong, mai bătăioasă, mai luptătoare, pentru că era un fel de război. Da? Dar pe vremurile noastre nu mai e cazul, chiar nu mai e cazul. Așa încât, ce să zic, pentru mai multe idei te aștept cu multă iubire pentru a crește, pentru a te întâlni cu tine, pentru a înțelege mecanisme, te aștept cu multă, multă iubire la următoarele cursuri din 2020 pe care le țin în Academia de Coaching din România. Cursul din martie este exact cum să-ți faci curățenie în motorașul ăsta al gândirii, curs de reprogramare mentală prin tehnici NLP care este delicios. Este delicios că te învață cum să gândești, pur și simplu, cum să analizezi, cum să-ți formezi un standard intern, cum să-ți clarifici scopul vieții, misiune, valori, pasiuni, eficiență, cum să modelezi, adică să te modelezi pe tine, cum să te inspiri de la ceilalți. E un curs genial și are 7 de tehnici, așa încât o să reușim nu numai reprogramați mental, ci genetic. Apropo de asta, știi că
tot ceea ce noi experimentăm influențează structura ADN-ului. Structura ADN-ului se schimbă de-a lungul vieții în funcție de succesele sau de traumele pe care le avem, așa că e interesant de știut treaba asta. De asemenea, următorul curs din aprilie este cursul de analiză tranzacțională. Este un curs de relaționare sănătoasă, în primul rând cu tine, desigur, după care și cu ceilalți din jur, astfel încât vei învăța despre mecanismele prin care ai devenit ceea ce ești și foarte important prin care poți să schimbi și să devii în continuare ceea ce îți dorești să fii, să schimbi scenariul vieții. Vei învăța despre jocurile de manipulare, avem o zi întreagă, 70 ceva de jocuri. O să ni se pună păr, uite așa, pe cârlige, să-ți dai seama că 90% dintre ele le faci și nu-ți dai seama că le faci și nu știi de ce ți se întâmplă să ai eșecuri, de ce ți se întâmplă să ai frustrări, de ce nu te simți bine și așa mai departe. E un curs extraordinar. În mai este cursul de practitioner coach, în care înveți cum să scoți puterea ta din interior și înveți cum să scoți geniul din ceilalți oameni și să devii și un coach extraordinar. Știi că este o meserie de sine stătătoare, să ajuți oamenii să obțină ceea ce își doresc. În iunie este cursul de public speaking and training, în care înveți cum să ții un speech, să faci un video, să-ți gestionezi emoțiile, să faci o prezentare, să ții un curs, cum să faci o structură și așa mai departe. E un curs genial. De asemenea, tot în iunie este cursul de leadership, în care folosim elemente de coaching, de analiză tranzacțională, de NLP și așa mai departe, în care descoperi cum să fii un lider extraordinar pentru tine și, desigur, cum să fii un lider extraordinar pentru ceilalți. Cum să faci să inspiri oamenii nespunându-le fă drege, ci pur și simplu prin propriul exemplu și prin acea energie, acel vibe extraordinar care atrage oamenii. Da, uite, se pupă cu video de astăzi, cursul de leadership și, desigur, cum să lucrezi cu grupurile și dacă ai făcut și cursul de practitioner coach, capeți instrumente extraordinare, pentru că acest curs de leadership este curs de master coach pentru cei care au făcut cursul de practitioner coach, în care înveți cum să faci coaching de familie, care e genial, îl iubesc, deci iubesc acest tip de coaching, e super provocator, dar este genial, Doamne, e fantastic. Coaching cu elevi în școli, cu profesori, cu părinți, coaching cu grupuri, cu echipe, prin companii, cu manageri și așa mai departe. Iar din toamnă mai sunt două serii de practitioner coach, pentru că cursul de practitioner coach îl țin de 4 ori pe an, în schimb ce alte cursuri o singură dată pe an, și cursul de vindecare emoțională din noiembrie, care este un curs în care în sfârșit înveți cum să lași traumele deoparte, cum să le dai voie să se transforme în ceva sănătos ție, într-o experiență, până la urmă și să scoți resursele de acolo pentru a aduce vindecarea sufletească și acea împăcare de care avem nevoie pentru a înflori! Că despre asta e vorba, pentru a înflori, că altfel Dumnezeu le ducem în spate toate rahaturile din copilărie, din frage de puncici, de mai știu eu când, și ne sufocă. Hai să ieșim, să înviem, frate, să renaștem. Așa încât tot așa, avem 70 ceva de tehnici de NLP, iarăși atunci ne pansăm sufletul. Deci efectiv în cursul de vindecare ne pansăm sufletul, ne vindecăm sufletul. Câteodată mai facem și chirurgie pe aici, pe acolo, sufletească, pentru a obține într-adevăr acea liniște și pace. Așa încât te aștept cu multă iubire la aceste cursuri geniale și extraordinare. Pentru a intra în comunitatea Academiei, unde sunt peste 600 de specialiști minunați și geniali, de la care și eu învăț foarte multe, pentru că este un avantaj imens: după fiecare curs poți să lucrezi gratuit cu colegii din Academie, tu coach, ei clienți, tu client, ei coach, să lucrezi continuu, să dezvolți, să faci și practică, pentru că fără practică vorbim vorbe, așa, găsești pe Google, nu e nevoie să vii la curs, e nevoie de practică, desigur, asta iubesc, practica. Acțiunea face diferența, asta este clar, orice ai face în viața ta, acțiunea face diferența. Așa încât detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau la 0752-163-163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și eu mă duc să-mi iau noi materiale, vreau așa cu imprimeuri să văd ce găsesc. Te pup și te iubesc! Pa!